Eu aș remarca, în primul rând, faptul că domnul Ponta folosește cuvântul irresponsabilitate. Cât tupeu să ai, după ce a aruncat țara în o criză în care țara n-a fost guvernată timp de 2 luni de zile din cauza bătăliei pentru putere dintre Victor Ponta și Crin Antonescu, să folosești cuvântul irresponsabilitate, cât președintele spune că dacă schimbi programul de guvernare, atunci trebuie să intri în Parlament, să ceri din nou vot asupra întregului guvern, inclusiv primul ministru trebuie să fie redesemnat de președinte. Cât privește problema pe care o discutăm acum, și anume dacă acest guvern ar trebui să treacă, dacă ar trebui din nou să fie redesemnat domnul Victor Ponta, sunt două aspecte. Unul care ține măcar de aspectul de moralitate. Victor Ponta a venit la putere prim-ministru nu ca urmare a unui vot dat PSD-ului, ci ca urmare a unui vot majoritar primit de USL. USL astăzi nu mai există. Victor Ponta a fost propus președintelui României de către o formațiune politică, USL, o alianță politică, ce primise mai mult de jumătate din voturile electoratului. Dacă această uniune astăzi nu mai există, moral măcar ar fi ca domnul Victor Ponta să-și prezinte demisia și eventual să fie repropus ca prim-ministru din partea USD președintelui, rămânând sigur că Traian Băsescu se face ce crede de cuvință. Cât privește partea de constituționalitate la care s-a referit președintele, este vorba de schimbarea programului de guvernare. Ori aici, dacă domnul Victor Ponta va schimba programul de guvernare și va veni cu un program de guvernare în care să includă și viziunea sau pretențiile UDMR-ului, atunci va trebui să accepte că trebuie să-și prezinte demisia și să fie repropus în această funcție. Dacă domnul Ponta spune că nu va schimba programul de guvernare, rămâne, așa cum a spus și președintele, să urmărim, să vedem ce conține acest program de guvernare.